Salut! O să încerc un nou episod care se numește Supranaționalitate, dar o să încep să vorbesc ceva despre demotraducere. Demotraducere e un termen inventat de mine, cred, și am scris așa. Ceea ce am făcut în majoritatea celor peste 4.000 de pagini web create de mine a fost și va fi demo traducere. Inspirat de definiția articolului demo informatică, care nu există în limba română, de-aia e cu roșu aici, încerc să definesc și eu acest concept demo traducere al meu. Acest concept al meu demo traducere. În informatică zice la articolul demo informatică. În informatică, demo-urile sau versiunile demo sunt prototipuri, versiuni incomplete sau de evaluare ale unui anumit program de calculator pentru a arăta ideea de funcționare și a demonstra funcționalitățile acestuia. Sunt folosite pentru ca utilizatorii sau potențialii clienți să poată testa software-ul înainte de a începe să-l folosească într-un mediu real. Deci eu am să spun ceva de genul: în cazul traducerilor mele, demo-urile sau versiunile demo sunt prototipuri, aici e cu galben pentru că articolul prototip este mult mai slab decât cel din limba spaniolă, versiuni incomplete sau de evaluare a unei anumite forme de traducere pentru a arăta ideea de funcționare și a demonstra funcționalitățile acesteia. Sunt folosite astfel încât utilizatorii sau potențialii clienți pot testa metoda înainte de a începe să o folosească într-un mediu real. Și aici am spus eu de același autor, vezi, și am indicat aici vreo 7 site-uri de ale mele. Și am mai scris aici, voi trece la prelucrarea unui articol numit Supranaționalitate. Este cu roșu scris aici pentru că nu are versiune în Wikipedia în limba română. Și voi înregistra cât mai mult din procesul de prelucrare. Eu nu pot să încerc să-l traduc în Wikipedia în limba română pentru că sunt blocat acolo din februarie, din 21 februarie 2023 până în august 21 2023, deci mai am o lună și ceva de suspendare. Astfel, cititorul va avea de unde înțelege pentru toate cazurile anterioare, prezente sau posterioare, cam care este procedeul folosit de mine pentru prelucrare și cam care ar fi rezultatul. Deci cam cum fac aici, cam așa fac și când traduc în Wikipedia. Doar că aici am posibilitatea să folosesc 3 coloane, câteodată și 4. Și am mai scris aici: susține-mă și tu în lupta mea pentru drepturile persoanei în general și ale lucrătorului mobil în special. În 2010 mi-am cumpărat primul domeniu web, încercând să lupt pentru drepturile de persoană ale mele și ale întregului domeniu profesional în care îmi desfășuram activitatea sub jurisdicția legislației UE a tahografului. Din 2010 și până în 2023 am creat peste 4.000 de pagini web în peste 40 de site-uri web ale mele, plus contribuții în Wikipedia în limba spaniolă și contribuții în Wikipedia în limba română, plus creare de videouri în YouTube. Din 2010 până în 2023 am făcut-o pro bono, dar nu mi-ar strica dacă aș obține susținere prin apăsarea butonului îmi place, prin distribuire, prin abonare, inclusiv pe canalul meu de YouTube sau chiar prin contribuții bănești. Pentru eventuale contribuții bănești, las aici cele două conturi ale mele, unul de Spania și unul de România. Și am indicat aici cele două conturi, ăsta e de Spania și ăsta e de România. Și am repetat aici în paranteză contul ca să mă asigur și eu și eventualul contribuitor că nu este
mă rog, să reducem posibilitatea de existenței vreunei greșeli. Și acum, trec la acest articol care se numește supranaționalitate. Sunt pe formatul editare și aici vedem așa, supranaționalidad, Wikipedia în spaniol. Ultima versiune a fost editată la 1 decembrie 2022 și are 2980 de caractere tipografice. Prima ediție a fost editată la 21 martie 2008 și avea 1664 caractere tipografice. Articolul este prezent în 26 de limbi. Articol prezent în 26 de limbi. Și avem așa, același articol supranațional Union în limba engleză are 30.784 de caractere. În limba rusă există unul care are 4.978 de caractere și în limba română încă nu există nimic despre acest concept care, după cum o să vedem, se aplică mai ales Uniunii Europene. Și aici am mai scris așa, avem aici pe masa de operație, în regim de urgență, un pacient numit supranaționalitate. Este un pacient care este suferind de foarte multă vreme, dar eu am dovezi că l-am înscris pe lista de așteptare abia din 21 septembrie 2021, după cum se vede alb-negru în folderul meu intitulat termeni absenți. Adică dacă mă duc aici și mă duc aici, aici am un folder care se numește termeni absenți și care lipsesc din Wikipedia în limba română și care numără la ora actuală 600 de elemente. Și dacă ne ducem la litera S, ajungem aici la supranaționalitate, care, după cum se vede, indică aici 21.09.2021, ora 0.27, ora când a fost creat acest document. Și aici n-am păstrat decât numele și linkul către... Ia să pun eu acum și linkul deci cât era acolo? Data 21 septembrie 2021, am zis, nu? Ia să mă duc aici la 21 septembrie 2021, era în picioare 21 septembrie 2021, ora 0 și nu mai știu cât era, deci era în picioare articolul ăsta. Era în picioare articolul ăsta. Ăsta s-a modificat în ziua după ce l-am înregistrat eu la mine, că eu l-am înregistrat la ora 0 și ceva. Și aici este modificarea făcută la ora 20 și 26 din aceea zi. Deci ăsta era în picioare la momentul acela. Sunt niște date care îmi trebuie mie să nu mă mai întorc altă dată să le caut. Deci o dată așa și încă o dată linkul de la această ediție. Era linkul acesta. Și atunci, altă dată când o să am eu nevoie, nu o să mai stau să caut atât, o să merg mai direct.
Nu știu când voi avea nevoie, dacă voi avea nevoie, dar le-am pus aici să fie. Bun, și acum hai să mă întorc la ultima ediție, la cea de astăzi. La cea care este în picioare astăzi. Și cea care este în picioare astăzi a fost editată în 1 decembrie 2022. De atunci nu s-a mai atins nimeni de ea. Bun. Aceasta, care nu e un articol foarte mare, l-am adus la mine aici, în pagină. Și arată cam așa, la mine aici, în pagină. Acum o să-l iau eu de aici. O să-l iau de aici. Și o să fac următoarea chestie. Prima dată deschid două coloane. Și reservado para video. Pentru un viitor video. Cel pe care, spre exemplu, îl fac acum, în timp ce vorbim. Și aici, dau la o parte chestiile astea, care servesc pentru imagini, video sau statice, imagini, fotografii normale, și n-am nevoie acum de fotografii. Și pun o dată chestia asta aici, o mai pun o dată aici, în partea aceasta, da, în partea aceasta tot textul îl fac roșu. Mă duc la traducătorul automatic și îl pun aici și vedem aici că avem 2521 de caractere. 2521 de caractere, scriu aici. Bun, scriu aici. În 2521 bites. Iar pe acesta îl fac mai mititel ca să știm doar noi de el. Să zic așa o glumă. Mai mic așa să nu încurce lucru. Și 2521, deci în teorie acest articol ar avea 2980 de caractere, dar în practică are 2521. Da. Bun, asta tot mie îmi folosește, nu altcuiva. Și acum o să fac următoarea chestie. Aici, sub ochii camerei de luat vedere. Tot ce este link, în coloana asta care am făcut-o în roșu, o să-și recapete culoarea sa albastră. Dar pe fond roșu este, din punctul meu de vedere, mai vizibil linkul. În afară de asta, aici, când o fi să fac eu corecturi, modificări, aici zice Uniunea Europeană, model pentru America Latină, și o să scriu America întreagă ca să știe mai multă lume despre ce e vorba. Și aici ăsta vine cu albastru, ăsta vine cu albastru, ăsta
Asta vine cu albastru. Și asta vine cu albastru. Da, și asta vine cu albastru. Apoi. Chestia asta vine cu albastru. Asta vine cu albastru. Doi cevele. Ce înseamnă doi cevele? Că nu m-am întrebat niciodată. Ia să vedem. Doi cevele, doi cevele. Unde ești? Alemană. Valul german? Ola alemană. Da, mă rog. Așa, deci doi cevele. Și acum avem aici un link despre suveranitate, despre soverania. Încă un link aici. Încă un link aici. Un hiperlink. Așa, încă unul aici, mai vedea. Aici încă unul. Încă un link aici. Încă unul aici. Și aici unul. Da. Și acum, acest termen este link. Acest termen este link. Acest termen simplu este link și acest termen compus tot link este. Bun. Și ce mai avem noi acum? Mai avem acest termen compus care este link și trebuie să vadă asta. Acesta de aici. Acesta de aici. Și acesta de aici. Bun. Deci cam atâtea linkuri. Da, eu zic că sunt mai vizibile aici, pe fondul roșu, decât aici pe fondul negru. Și atunci, eu o să iau încă o dată acest text, dar acum o să-l iau de altă formă. O să să-l fac prima dată în patru coloane. Și aici o să fie textul în limba spaniolă. Iar aici o să fie
textul în limba română. Haide. Dar pe acesta o să-l rup în două. Imediat o să-l rup în două, ia să facem întâi încă o serie de patru coloane și acum cadrul ăsta de text. Și acum o să aduc traducerea și în limba O să aduc tot textul, toată traducerea în limba română, o să o aduc aici. Da. Ce gust! De la index în jos, deci de aici în jos. Așa. În același timp am să aduc și traducerea în limba engleză. Uite așa. Și traducerea în limba rusă. Ce dă traducătorul automatic aici? Nu, nu mai mult. Deci, traducerea în limba rusă. Și, așa. Punem și pe asta aici. Acum, această ultimă parte. În limba rusă, o vopsesc într-o culoare verzuie, verde. Așa. Textul în limba engleză îl vopsesc în culoare în culoarea asta. Și textul în limba română rămâne așa. Acum, luăm toată chestia asta de sus până jos, o selectăm și hotărâm să fie de formatul ăsta. La, o mai verificăm o dată. Să fie de dimensiunea asta, 10. Și să fie de la stânga la dreapta, iar distanța între rânduri să nu mai fie așa de mare, să fie minimum pe economie. Să fie minimum. Uite așa. Să ocupe mai puțin pe metru pătrat, mai puțin. Bun, și acum o să împart chestia asta în două aici odată. Aici odată. Și
Și la ruși. Cred că aici. Apoi, acesta vine un alt etaj. Acesta vine pe un alt etaj. Acesta vine pe un alt etaj. Bun. Și acum, acesta este până la referințe, până aici, este pe un etaj. Da. Cam așa. Nu. Asta o să fie de 11. Da, astea sunt niște amănunte peste care nu pot sări. Că tot eu mă lovesc de ele și da. Da. Aici nu modific nimic pentru că las așa cum a dat traducătorul automatic, o să fie la un moment dat unde traduc eu, dar mai avem până acolo. Index. Așa. Asta vine altă casă, un alt etaj. Așa, și mai era ăsta. Care e altă poveste. Bun. Și acum. Acum luăm așa. Luăm jumătatea asta de aici.
Așa lipim aici. Și luăm jumătatea asta de aici. Și o lipim aici. Da, știu de ce fac așa, pentru că da, mi-ar fi convenit să iau după aici pe undeva, dar dacă iau de aici, rămâne ăsta prea scurt. Dacă am luat de aici, nu sunt egale, da, asta e. Și hai să iau și a doua jumătate și să o pun aici. Da, se reduce un pic diferențele de nivel dacă le-am făcut așa cum le-am făcut. Da. Și acum o să iau la fel de la limba engleză. De la limba română trebuia doar să copiez, nu și să... Da, mă rog. Deci aici este... Nu, Boviță. Ce-ai făcut? Mai sus. Aici. Aici este locul acestui paragraf. Și partea a doua. Acestui paragraf o să fie aici. Da. Iar pentru limba rusă primul paragraf al acestui paragraf, da, al acestei prime părți este aici. Deci, cum spuneam, aici, pe acest nivel, este doar traducerea automatică în limbile acestea care se văd aici, din spaniolă, adică în română, în engleză și în rusă. Și spaniola, și rusa, și engleza sunt limbi de mare de-asta internațională, sunt unele dintre limbile ONU, care ONU are 6 limbi oficiale, iar aici sunt prezente 3 limbi oficiale. Aceste 3 limbi oficiale. Bun. Na, nu e prezentă limba franceză și nu e prezentă limba arabă și limba chineză. În primul rând nu mi încăpeau pe 7 coloane și în al doilea rând eu nu știu chineză și arabă. Atâta cât știu spaniolă și română, iar franceză, cu toate că franceza e singura limbă pe care am avut-o în școală, o știu mai puțin decât pe spaniolă sau decât pe engleză. Bun, și acum o să pun aici încă un etaj de 4 coloane și o să aduc deci sunt 32 de grade temperatura e 32 de grade afară și cam tot atâta cred că e și aici în casă. E cald, rău. Deci, acum o să iau de aici bucățica asta. Și o să o pun aici.
Pentru limba spaniolă mai urc un pic și o iau de aici. Da. Pentru limba rusă o iau de aici. Iar pentru limba engleză o iau de aici. Limba engleză o pun aici. Bun. Și acum mai deschid încă două etaje din astea. Și hai să vedem cum împart eu și chestia asta cu Uniunea Europeană, că mi se pare cam se pare cam lungă, dar nu văd de unde s-o împart. Hai să vedem. Deci, hai să iau o dată de aici și până aici. Și cred că aș putea să fac așa. Deci. Cred că aș putea să o împart așa de aici. Cred că așa e cel mai bine. Da. Cred că așa e cel mai bine. Și atunci, ăsta să-l fac de 11. Bun. Și să vedem. Acum să aduc. Versiunea în limba rusă. Deci de la tachim ăsta. Deci până aici. Deci, iau o dată chestia asta de aici. Și o pun aici, în caseta asta. Și încă o dată partea a doua. Pe care o pun aici. Da. Și acum mă duc înapoi și fac același lucru cu limba engleză. Dar hai să trec pe limba engleză ca să device.
Deci, de aici rup două bucăți și iau chestia asta o dată. Și chestia asta o dată încă o dată. Bun, și acum. Da, sper că am luat ceea ce trebuia. Deci, asta rul de aici. Și îl așez odată. Nu mai au cu cortarul, ci cu așa, odată. Da. Asta nu e nevoie de el aici. Asta nu e nevoie de el aici. Și a doua jumătate este aceasta. Da. Bun. Și acum mai deschidem încă un etaj, încă un nivel de stat de 4 coloane în care o să punem chestia asta. O dată. Aici. Eu de la coadă la cap. Ca să îmi fie mai aproape. O dată așa. O dată așa. Ok. Ce vuzi? Mă, boblin. Lucrează ăștia pe lângă mine și am mașina parcată undeva, ia să văd dacă nu încurc. Văd că nu încurc. Acum, hai să iau și chestia asta în limba română, referințele, preferințele. Pe asta o iau cu totul. Să duc și aceeași chestie în limba spaniolă aici.
Deci, ăsta e textul original. Textul din prima coloană. Și mai deschidem un nivel de 4 coloane. Ce mai folosim? În care aducem noi, adică eu, odată chestia asta. O punem aici. Și punem așa. Apoi aducem și chestia asta pe care o punem aici. Și o numerotăm la fel. În versiunea originală nu are, nu e numerotată, are puncte din alea, dar eu aici la mine o numerotez pentru că așa o identifică mai ușor. Ia să văd aici o chestie bună. Nu încurc imaginea mea. Deci de aici iau cu cortar și mă duc aici jos și pun pentru limba română și tot la fel numerotez chestiile astea și îngroș și chestia asta ca să fie în rând cu restul lumii. Bun. Și mai avem acum de la limba spaniolă de aici. Chestia asta. Ei, ce bun. Ce bun, mă bobiță. În loc să faci ce trebuie, faci ce nu trebuie. Așa. O dată. Și chestia asta s-o îngroșăm la fel ca pe celelalte și cred că mai am încă un etaj de făcut în care trebuie să mai aduc eu acest mic paragraf, ca să zic așa, o dată. Da. O dată așa. Bun. Și acum.
dată așa și o dată așa. Bun, până aici avem așa cum se vede. Dar de aici încolo o să număr așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci să mai număr o dată, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și acum o să deschid 7 etaje de câte 3 coloane, 8 etaje de câte 3 coloane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 8 etaje de 2 coloane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sunt multe, dar mai bine să fie mai multe decât mai puține, pentru că de tăiat din ele poți să tai, dar de adăugat nu merge. Și acum, o să iau odată textul de aici. Stai un pic. Stai un pic, băbiță, că aici e ceva neclar. Ba, nu-i nimic neclar. Nu-i nimic neclar, e bine. Deci o să iau textul de aici. O să-l pun o dată aici. Și încă o dată aici unde sunt doar două coloane. Da. Și acum o să iau același lucru pentru limba română. Odată de aici. Așa, prea mult. Și o să pun o dată aici. Dar aici
o să fac decuplarea aceasta, 4, 5, pentru că o să rămână ca text martor, la care nu umblu, traducerea rămâne acolo așa cum a făcut-o traducătorul automatic, iar de umblat eu o să umblu aici, aici o să fac eu traducerea, dar până când o să fac traducerea, o să o las să fie de culoarea aceasta. Da. Ca să nu creadă cineva că deja e tradus. Și acum, același lucru. O să-l pun acum și încolo în... Nu, greșit. Acesta îl pun aici în ultima, în partea finală a traducerii. Și aici când voi termina de tradus, o să capete culoarea, o să capete vizibilitate. Până atunci rămâne așa în umbră. Și acum ce mai am eu de adus? Mai am de adus partea a doua a acelui prim paragraf. Deci, o dată de aici. Și încă o dată aici, dar aici am să renunț să le mai despart. Și atunci un etaj e deja în plus. Da, și acum ia să iau eu. Și pentru limba română. Deci cu limba engleză și rusă nu mai avem treabă de aici în jos. Încă o dată aici. Și încă o dată. Nu, no, mai bine le punem eu tot așa, este așa. Trebuia să le las eu tot așa, eu. În acest fel. Și stai chestia asta aici.
A, să stă ele tot așa că nu. Să aliniază un pic mai binișor și nu mai stau eu să le aliniez. Da. Așa, și acum cum o să duc? Chestia asta o dată. O iau de aici ca să nu mai mă încurce. Că mă încurcă. Și o pun aici odată, dar nu aici, în prima. Ce aici? Odată. Și tot au știam că mă calc pe nișcu. Da, parcă de când am parcat eu mașina așa, se mișcă lucrurile altfel. Așa, și el casă de la Uniunea Europeană. Da, am sărit peste o chestie și acum sper să nu fac o greșeală, că o să trebuie să iau doar la cap. Deci, asta o dată. Să duc eu astea pe urmă.
la vreo prostie, o dată, așa, uite și tu. Și rar să fie de treabă, trebuia să-l pun și mai jos și am uitat. De ce mai vopsesc? Am uitat. Deci aici îl vopsesc. Aici îl decolorez un pic. Și aici îl decolorez de tot. Iar ăsta de colorat de tot, îl pun și tot mai jos. Dar de ce nu m-am dus eu tot mai jos și cu cel spaniol, ca să nu mai copiez încă o dată? Copia. Copiar. Și aici n-am lăsat loc. Bravo, Voiță. Aici nu am lăsat loc. Vezi cum ai greșit? Bobule. O dată, așa. Uf. Chestia asta o luăm de aici. Și mai deschidem, a, e deschis, etajul, și o lipim aici. Și chestia asta o luăm de aici. Și o lipim aici. Abia acum reparăm greșeala asta. Recopiem chestia asta. Și venim cu ea aici. Da, 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 da. Și luăm și partea a doua de la... cazul Uniunii Europene. Și o punem aici.
Bun. Nu-mi place. Nu-mi place, nu-mi place în acest fel. Și de aici. Deci m-ar mânca limba să modific unde văd că sunt greșeli, dar trebuie să am răbdare pentru când vine timpul la fiecare chestie. Bun, aici e binișor. Hai să văd ce e jos, dacă... Și acum ce mai am de adus? Mai am de adus... Referințele astea... Hai să nu mai uit. Odată. Și a doua.
Da. Și mai am de adus. Chestia asta o dată. Și încă o dată aici, dar de ce ai uitat mai voină? Tot am uitat câte ce. Deci, ăsta trebuia să fie decolorat. Așa, aici, o dată, și încă o dată. Aici, trebuia decolorat. Până la nivelul ăsta și aici trebuia de culoare de tot. Iar am greșit. Da. Aici trebuia de culoare de tot. Bun, iar aici trebuia șterse niște chestii care nu mai folosesc la nivelul ăsta. Chestia asta odată aici. Ai, mă, băiete, mă, și rău ar mai mi se fie.
Și cred că am ajuns la ultimul paragraf, acesta, care într-un fel se desfășoară unde sunt trei coloane. Și într-un fel unde sunt două. Tot la fel și aici. Într-un fel se desfășoară unde sunt. Aici stă mai înghesuit. Aici se mai destinde. Da, Geza. N-am mai auzit nicio mișcare și zic, ce-ți făcând? Nu, mai fac și eu câte ceva pe aici. Nu, dar mă gândeam, zic, n-ar cine știe ce. Da. Bine. Mă duc să fac clară. Bine. Și... Și aici se destinde de tot. Textul. Până aici e bine și la vară e cald. Acum, mai am vreo sfert de oră la dispoziție, doar. Și o să facem următoarea chestii, îi zicem așa, column A. Text.
și ca focul te rumbă pe pat. Așa, original text, adică ăsta, adică ăsta. Da, și îi scriem așa. Columni. B. Translation. Și o să mai continui mai pe seară, mai la noapte, cu un al doilea episod, pentru că mă gândeam că mi-e încape, dar nu mi-a încăput. Deci coloana C vine vopsită așa, nu? Și aici coloana D care vine vopsită așa. Da. Și o să mai mă duc aici.
Le-am să pun. Povestea asta așa. Și atât. Și acum aici column Z, de la A la Z. Iord translation, Iord fiind eu. Deci, asta o să fie de 8 și mai așa. Aici sunt ceva date despre IORD. Așa că îi ușurez cititorului sarcina de a afla cine sunt și ce fac. Asta să fie de 14. Și să fie mai gros și să fie albastru. Acum toată povestea asta să fie mai restrâns așa cum. Bun, și acesta îl lipim și aici. Da. Și mă opresc aici, că am altă treabă și cred că l-am făcut destul de lung episodul ăsta, cu toate că îmi doresc să nu fie mai lung de o oră. Deci, deocamdată am așezat în pagină, n-am început să traduc, n-am început să verific link-uri, să verific. Da, el o să arate pentru cititor cam așa. Aici m-am pus și pe mine când într-o poză mai veche, care are importanță acolo unde este. Și aici o să scriu eu mai multe lucruri ca să ajut cititorul să înțeleagă ce am vrut să fac aici. Și pe cel care nu o să vadă video, spre exemplu, aici o să scriu secțiuni one și o să scriu ceva. Am scris așa în engleză ca să nu înțeleagă nici românul, nici spaniolul,
Nici engleză. Și în continuare să scriu ceva. Mai multe lămuriri. Aici o să fie secțiunea a doua. Aici o să fie locul secțiunii a treia. Aici o să fie locul secțiunii a patra. Și aici o să fie locul secțiunii a cincea. Traducerea în final o să fie aici în secțiunea a cincea, dar până aici sunt anumite etape care, da, aș putea să le zic etape. Ia să vedem cum zice etapă în limba engleză. Inglês, espanhol, não, prima vez romano, ai meu vai ter feito assim. Deci, etapa întâi. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, este aici. Juan. Așa, secțiunea întâi, secțiunea.